Salut! Sunt Vasi Cipcigan și suntem la Outdoor Rec, emisiunea publicației Scan Outdoor Magazine. Emisiune care ne ajută să mergem responsabil pe munte. Astăzi suntem la Sibiu, la Hervis Sport Sibiu și am venit să-l ajutăm pe colegul meu, Radu, care este în spatele camerei și vă face cu mâna, să-l ajutăm să se îmbrace pentru sezonul rece, pentru sezonul de toamnă-iarnă. După cum vă spuneam și în alte prezentări ale noastre, când ne îmbrăcăm pentru a merge pe munte în perioada mai rece, putem vorbi de trei straturi. Putem vorbi de first layer, second layer și hard shell-ul exterior. Probabil în zonele mai răcoroase și în perioada mai răcoroasă putem vorbi chiar și de anumite produse care folosesc puf în componență. Pentru că vorbim de first layer, m-am uitat în Hervis și am găsit acest first layer. Cred că era după poartă mărimea M. First layer-ul este important să fie aproape mulat pe corp, să fie foarte comod la purtare și să respire foarte bine. Pentru perioada de toamnă nu este chiar obligatoriu să folosim, pot să zic, niște pantaloni ca first layer, așa numiți jegeri, izmene sau alte denumiri, pentru că nu este chiar atât de rece, dar pentru perioada de iarnă vă recomand să aveți și acel gen de pantalon mulat pe picior, care să elimine transpirația în exterior și să vă țină cât de cât căldură. Dacă puteți găsi și aveți ocazia, puteți cumpăra produse din Merinos. Și dacă tot vorbim de pantaloni, avem acești pantaloni de toamnă de la Kilimanjaro, care sunt foarte comozi, materialul văd că respiră foarte bine. Și cum alegem pantalonii? În primul rând încercăm. Punem pe noi, facem câteva mișcări în așa fel încât să nu ne deranjeze în mișcările funcționale pe care le facem. Mers, ridicat piciorul, a plecat, lăsat jos. Și nu uitați, dacă vreți să fie și mai comod în perioada de iarnă și să nu simțim temperaturi scăzute în zona lombară, putem lua niște pantaloni cu bretele. Second layer înseamnă în primul rând o izolație termică corespunzătoare. Acesta este rolul celui de-al doilea strat, să ne protejeze și să ne izoleze termic de mediul exterior. Asta înseamnă că materialele folosite în componența produselor care vin ca second layer sunt materiale care ne reține temperatura aproape de corp și ne oferă un confort termic corespunzător. Dar la un second layer trebuie să ne gândim și la confortul care ne-l oferă el. Apar fermoarele, apar buzunarele funcționale, apare chiar și gluga, pentru că de foarte multe ori, în perioada mai caldă, folosim second layer ca un strat principal, un strat de uzură. Putem vorbi de un second layer care are în componență un material mult mai izolator în zona centrală a corpului, un material care ne protejează foarte mult de temperatură extra și reține căldura corpului în interior. Vorbim de puf, vorbim de materiale care imită puful și care sunt aplicate în zona centrală a corpului. Al treilea strat. Stratul care ne protejează de intemperiile, de mediul exterior, de frig, de ploaie, de vânt. Este foarte important că al treilea strat să fie ușor, subțire, dar cu o protecție maximă. Protecție maximă împotriva ploii, protecție maximă împotriva vântului. Am găsit aici o geacă pentru al treilea strat. E important să fie suficient de mare pentru a putea să luăm peste un second layer mai gros. La mine merge mărimea el. Și uitați, discutăm de protecție împotriva vântului, această membrană protejează împotriva vântului și a ploii. Cusături și fermoarele sunt protejate împotriva înghețului și a ploii. Avem cusături lipite, asta înseamnă că apa nu va trece nici prin zona cusăturilor, dar este important să eliminăm transpirația în exterior. Și atunci avem aceste zone prin care se poate elimina transpirația în exterior. Iarăși, pentru o geacă outdoor funcțională, e important să putem strânge cât avem nevoie, să strângem cât avem nevoie pe corp. De aceea, avem zona asta de
elastice prin care putem să strângem geaca în așa fel încât să putem face mișcări și acțiuni și geaca să nu ne deranjeze deloc. Iarăși, gluga la un al treilea strat este importantă. Cred că am luat gluga de la second layer. Uitați câte se demare. Vine în jurul capului, se strânge foarte bine și ne protejează capul de vânt, de ploaie, dar în același timp nu ne deranjează vizibilitatea și nu ne deranjează în mișcări. Câteodată protecția oferită de mid layer, protecția termică oferită de mid layer nu este suficientă. De aceea putem să apelăm la produse care folosesc în componențe puful, la geci de puf, la un strat, al treilea strat care are în componență puful. Pentru acest lucru am să mă duc să chem un specialist din magazin să-mi recomande un produs care să-mi oferă un confort termic ridicat. Răzvan, aș avea nevoie de un confort termic ridicat la temperaturi scăzute. Ce mi oferi? Salut! O variantă foarte bună ar fi această jachetă de la Columbia. Este foarte călduroasă. Ea utilizează tehnologia OmniHeat. Aceasta menține temperatura corpului și în același timp respiră și foarte bine. A, deci membrana asta, argintie asta, îți izolează temperatura și izolează să iasă în exterior, nu? Exact, da. Izolează termic, exact. Da. Așa, și ai și puful. Da, este și puful care la fel menține temperatura și căldura. Deci, dragilor, pentru iernile friguroase, o geacă cu membrană specială și cu puf, fac ce toți banii merită să o ai și confortul termic e garantat. Ce am găsit la cei de la Kilimanjaro interesant, această etichetă verde și bineînțeles că am citit să văd despre ce este vorba. Foarte mișto ceea ce fac oamenii ăștia, fac în așa fel încât să folosească materiale în componența produselor, materiale bio, materiale care nu au produse chimice care să polueze natura. Materiale care provin dintr-o zonă bioagriculturii unde componentele folosite în îmbrăcăminte sunt alese cu foarte mare grijă și sunt componente care aduc un plus naturii și nu poluează deloc. Deci, dragilor, îmbrăcăm pe Radu, i-am ales un first layer, un mid layer, o pereche de pantaloni și un hard shell foarte fain. Îl îmbrăcăm, hai să vedem cum o să meargă el la munte începând din această dupămasă. Astăzi am putut să-l îmbrăcăm pe Radu, pentru că nu mai avem timp să îl și încălțăm, să-i oferim și ceva protecție pentru cap. De aceea va trebui să mai venim aici la Helvis Sport, pentru că, da, astăzi Radu trebuie să culeagă strugurii. Pe data viitoare să vedem cu ce îl încălțăm și ce protecții mai oferim pentru perioada rece.